Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! La 1 septembrie știm că începe anul bisericesc. De aceea, în această ediție, ne-am propus să vorbim despre anul bisericesc, despre începutul indictionului, cum găsim în proloage. Este alături de mine părintele arhimandrit Kiril Lovin, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, coordonatorul departamentului Carte de Cult din cadrul editurilor Patriarhiei Române și slujitor la Mănăstirea Antim, în București. Părinte arhimandrit, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet. Doamne ajută, bine v-am găsit. Le spuneam, dragilor telespectatori, că ne propunem o discuție despre anul bisericesc, care începe la 1 septembrie. Da, lucrul acesta este mai puțin cunoscut și chiar aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie perceput anul bisericesc. Tradiția bisericii ortodoxe a fixat ca început al anului bisericesc data de 1 septembrie. Această tradiție este foarte veche și ea se bazează chiar pe mărturiile Sfintei Scripturi. De aceea, biserica, în ciuda faptului că societatea cu vremea a adoptat o altă zi pentru începutul anului civil, biserica totuși a păstrat această dată cu adânci semnificații teologice. Din istoria bisericii cunoaștem că, odată cu nașterea creștinismului, s-a alcătuit și un calendar bisericesc. Pe de o parte, din datele morții martirilor, pe de altă parte, din evenimentele vieții Mântuitorului Hristos, relatate în Sfintele Evanghelii. Și în acest calendar, biserica a înscris cu vremea diferite evenimente importante din istoria ei și din istoria mântuirii. Dar în biserica, născându-se în mediul greco-roman, a preluat acest calendar din acest mediu greco-roman. Și în perioada când s-a născut biserica, deci în secolul I după Hristos, în Imperiul Roman exista acest indiction la care facem referire. Părinte, pentru că am și spus la începutul acestei ediții că 1 septembrie este începutul anului bisericesc sau începutul indictionului, și nu ne-am îndepărtat prea mult de data de 1 septembrie, suntem chiar în primele zile din noul an bisericesc și iată și din luna septembrie, aș vrea să vă întreb ce înseamnă acest cuvânt, indiction. Cuvântul indiction vine din limba latină, de la cuvântul indictio, indictionis, care se referea în perioada secolului I după Hristos la taxele sau impozitele pe care Imperiul le percepea pentru organizarea armatei. Aceste taxe se luau din 15 în 15 ani și spre sfârșitul anului, adică în luna septembrie, se indica în funcție de rezultatele anului agricol ce cantitate de produse era necesar ca să fie date ca tribut Imperiului. De aici denumirea de indictio, adică perioada anului când se indicau taxele, pentru că ele variau în funcție de producția anului respectiv. Luna septembrie, aflându-se la sfârșitul anului agricol, atunci când se culeg și roadele câmpului. De aici termenul de indictio. Cuvântul acesta, însă în limba latină, mai înseamnă și decret sau edict, pentru că aceste taxe erau impuse în urma unei legi sau unui edict dat de împărat. În limba greacă, termenul era epinemisis, care se folosea în partea răsăriteană a Imperiului. Deci, iată, termenul acesta de indiction sau indict se referea la aceste taxe care erau luate de Imperiu. Totodată, aceste taxe erau unele anuale, dar ele se calculau sau se totalizau la o perioadă de 15 ani. De aceea, indictionul este o perioadă de 15 ani în care avem, deci, un ciclu temporal și de aceea biserica a preluat acest ciclu pentru că el s-a născut odată cu creștinismul. Tradiția spune că perioadele acestea de indiction au fost impuse în vremea împăratului Octavian Augustus. Deci, odată cu venirea în lumea Mântuitorului Hristos.
iar ele au fost de asemenea folosite iarăși în datarea acestor acte și documente imperiale, începând cu edictul de la Milan din anul 313, așa încât modul acesta de a număra timpul prin indiction este legat atât de nașterea Mântuitorului Hristos, pentru că împăratul Octavian Augustus a inițiat acest mod de a număra timpul și de a consacrat acest ciclu fiscal, dar totodată este legat și de libertatea dată creștinilor de Constantin cel Mare, întrucât Constantin cel Mare a impus în actele Imperiului această formă de numărare a timpului. Indictionul se numără nu după ciclurile care au avut loc începând de la inițierea lui până astăzi, ci după anul în care ne aflăm în cadrul acestui ciclu de 15 ani. Așa încât se poate calcula indictionul, adică anul din cei 15 a indictionului, într-un mod foarte simplu, se adaugă 3 la anul în care ne aflăm și se împarte la 15. Iar restul care rămâne după această împărțire ne arată anul indictionului. De aceea, în anul 2018, în care ne aflăm, noi am intrat în anul al 12-lea al indictionului. Adică la aceste perioade repetitive de 15 ani, noi suntem în al 12-lea an. Aceasta este numărătoarea bizantină sau ortodoxă a anului bisericesc sau a indictionului. De asemenea, trebuie precizat că în răsărit, în Imperiul Bizantin, s-a adoptat numărarea anilor de la crearea lumii. Pentru că, potrivit tradiției Septuagintei, adică a textului grecesc al Vechiului Testament, de la facerea lumii până la nașterea Mântuitorului Hristos au trecut 5508 ani. Și în felul acesta, în fiecare an, la anul nou bisericesc, noi intrăm într-un nou an de la facerea lumii. Astfel, în anul 2018, potrivit acestei tradiții, noi am intrat în anul 7527 de la facerea lumii. Bizantinii au păstrat acest mod de a număra timpul, deși știm că încă din secolul 6 s-a impus prin strămoșul nostru Dionisie Exigul numărarea anilor de la nașterea Mântuitorului Hristos. De aceea, în documentele din Țara Românească și Moldova din perioada medievală și chiar până în epoca modernă, întâlnim adesea, alături de numerotarea anilor de la nașterea Mântuitorului Hristos, această numărare a anilor de la facerea lumii. De altfel, ea este confirmată de tradiția iudaică, pentru că și în Scriptura Vechiului Testament ni se arată că anul începea în luna a șaptea, numărând de la luna martie, atunci când începe anul agricol. Așa încât sărbătoarea aceasta de la începutul lunii a șaptea era considerată începutul anului religios. Până astăzi, evreii țin la începutul acestei luni sărbătoarea numită a trâmbițelor sau Rosh Hashana, începutul anului religios, iar luna a șaptea este numită luna Tishri, așa cum în calendarul roman este numită septembrie, adică a șaptea lună, numărând din martie. Iată, deci, există o tradiție a Vechiului Testament. Această sărbătoare a trâmbițelor era, pe de o parte, o sărbătoare de mulțumire pentru roadele anului agricol care se încheia și, în același timp, o sărbătoare de pocăință. Pentru că, făcând bilanțul timpului scurs până acum, desigur că nu vom regăsi doar fapte bune, ci conștiința ne va mustra și pentru cele greșite în anii trecuți sau în anul care a trecut, așa încât în Scriptura Vechiului Testament și în tradiția iudaică, începutul acestei luni a șaptea, adică a lunii septembrie, echivalentul în calendarul nostru, era și o perioadă de pocăință.
încât primele 10 zile din această lună sunt zile ale pocăinței și care culminează cu sărbătoarea Ispășirii sau Yom Kippur, în care, după cum știm, arhiereul Vechiului Testament intra în Sfânta Sfintelor, aducând jertfe pentru iertarea păcatelor poporului. Era singura dată din an când arhiereul intra în Sfânta Sfintelor. Ar mai fi de adăugat aici faptul că acest an bisericesc începe acum la 1 septembrie. Însă în vechime, mă refer la perioada de după secolul 1-2 după Hristos, acest an bisericesc începea la 23 sau 24 septembrie. Și aceasta încă din Antichitate, atunci când s-a făcut început acestui ciclu fiscal al indictionului, începutul lui s-a stabilit la data de 23 septembrie. Atât pentru faptul că este în perioada echinoxului de toamnă, dar și pentru faptul că 23 septembrie era ziua de naștere a împăratului Octavian Augustus. Și în cinstea acestuia s-a hotărât ca începutul anului să fie în 23 septembrie. Inclusiv mai târziu la Bizanț, anul bisericesc începea pe 23 septembrie până în secolul al V-lea, când din motive practice împăratul Leon I, în anul 462, a mutat începutul indictionului din 23 septembrie la 1 septembrie pentru a coincide cu începutul lunii. Desigur, data aceasta de 23 septembrie a fost folosită de biserică până în secolul al V-lea. De aceea ea a avut repercusiune asupra calendarului bisericesc. Și mă refer la faptul că, odată cu începutul anului civil din perioada respectivă, de 23 septembrie, biserica începea lectura Evangheliilor. Și începea lectura Evangheliilor cu primul eveniment din istoria mântuirii relatat de Evanghelii, și anume zăbislirea Sfântului Ioan Botezătorul. Așa încât până astăzi avem pe data de 23 septembrie această sărbătoare a zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul, care este primul eveniment din istoria mântuirii relatat de Evanghelii și care coincide cu începutul vechiului an bisericesc, mutat apoi la 1 septembrie. Și întrucât acest eveniment este relatat numai de evanghelistul Luca, practic din această perioadă începe citirea Evangheliei după Luca. În calendarul bisericesc observăm că, după sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, avem duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, în a doua jumătate a lui septembrie, și deja următoarea duminică, a doua după Înălțarea Sfintei Cruci, este a 18-a după Rusalii în fiecare an, adică este începutul Evangheliei după Luca. Se încep Evangheliile după Luca. Deci iată motivul pentru care, uimitor, calendarul acesta civil a influențat calendarul bisericesc și până astăzi cultul divin a fost, iată, înrăurit de această tradiție a indictionului, care începea inițial la 23 septembrie, apoi a fost mutat de secolul al V-lea la 1 septembrie, cum îl avem până astăzi. Așa cum spuneam, Sfânta Biserică prăznuiește începutul anului bisericesc la 1 septembrie. Și aș zice lucrul acesta din două motive. Unul pe care l-ați amintit deja, că este sfârșitul unui an cu roade și momentul acesta este momentul în care îl rugăm pe Dumnezeu ca anul care începe să fie la fel de roditor. Dar ne mai spune descrierea din Proloage, din Sinaxar, și un al doilea motiv pentru care biserica prăznuiește la 1 septembrie începutul anului bisericesc și leagă de momentul în care Mântuitorul Hristos este la propovăduire. Că 1 septembrie ar fi fost momentul în care Mântuitorul a ieșit să propovăduiască. Într-adevăr, Evanghelistul Luca, în capitolul al 4-lea al Evangheliei sale, ne spune că Mântuitorul, venind în sinagoga din Nazaret, unde fusese crescut, fiind într-o zi de sâmbătă, a deschis cartea profetului Isaia și a citit acel fragment mesianic din capitolul al 61-lea al prorocului Isaia, unde se spune: Duhul Domnului peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor și să propovăduiesc anul plăcut Domnului. Tradiția bisericii ne spune că era
chiar începutul anului acesta religios, întrucât Mântuitorul a preferat să citească această profeție a lui Isaia, care se referă la anul plăcut Domnului, marcând adică odată cu începutul anului religios ebraic, care era tot în perioada lunii septembrie, marcând și începutul propovăduirii sale. Mântuitorul a spus celor prezenți, iată, s-au împlinit aceste cuvinte în urechile voastre și toți au rămas mirați, pentru că prin aceasta Mântuitorul arăta că în persoana sa se împlineau profețiile celor care l-au vestit mai înainte în Vechiul Testament. De aceea, această Evanghelie de la Luca se și citește în data de 1 septembrie, atât la Sfânta Liturghie, cât și la Tedeumul pe care îl oficiem la începutul anului bisericesc. Părinte, ce sărbători marchează începutul anului bisericesc? Cum trebuie să ne pregătim pentru ele? În data de 1 septembrie, biserica mai sărbătorește pe Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul și de asemenea pe dreptul Iosua Navi, cel care a urmat lui Moise în povățuirea poporului ales și l-a dus în pământul făgăduinței, o preînchipuire sau prefigurare a lui Iisus, Mântuitorul. Tot în această zi, Biserica Ortodoxă Română îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, sau cel smerit, originar din Dobrogea, care la Roma, în secolul al VI-lea, a stabilit pentru totdeauna era creștină. De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, trecându-l în rândul Sfinților, a rânduit ca ziua lui să fie în data de 1 septembrie, la începutul anului bisericesc, întrucât el a fost unul din cei mai importanți computiști, adică specialiști în calcularea pascaliei și a datelor anului bisericesc. De asemenea, data de 1 septembrie este în Biserica Ortodoxă Română, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, zi de rugăciune pentru mediu, întrucât în această zi noi ne amintim de întreaga creație a lui Dumnezeu, urmând tradiției Vechiului Testament și tradiției iudaice. Tradiția Bisericii spune că data de 1 septembrie ne amintește și de crearea omului, dar și de crearea întregii zidiri de către Dumnezeu. Așa încât, amintindu-ne de creația pe care Dumnezeu a lăsat-o ca semn al iubirii sale și față de care omul trebuie să fie responsabil, Biserica a rânduit ca în această zi de 1 septembrie noi să ne rugăm pentru prezervarea mediului înconjurător, pentru ferirea lui de influențe care îl pot distruge. Trebuie să avem o atitudine de responsabilitate față de creația pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, nu ca să o distrugem, nu ca să o exploatăm, ci ca să o folosim spre slava lui. De aceea și troparul indictionului, adică al începutului anului bisericesc, spune astfel: a toată făptura ziditorule, cel ce vremurile și anii ai pus în stăpânirea ta, binecuvintează cununa anului bunătății tale, păzind în pace țara aceasta pentru rugăciuni renăscătoarei de Dumnezeu, unure iubitorile de oameni. Deci iată, biserica la această sărbătoare își amintește de Dumnezeu în calitate de creator și totodată îi cere să binecuvinteze cununa anului, pentru că orice început de an este un moment de bilanț. Părinte, pentru că oamenii în general la momentul 31 decembrie, 1 ianuarie, la trecerea dintre ani, își fac planuri, aș vrea să vă întreb dacă putem să ne facem planuri ca pentru anul nou civil, la acest început de an bisericesc. Biserica ne cheamă ca odată cu începutul unui nou an să ne înnoim și noi duhovnicește. De aceea, iată, tradiția Vechiului Testament pune ca început al anului bisericesc 10 zile de pocăință. Așadar, acest bilanț pe care ne-l facem la început de an
trebuie să ne aducă aminte și de datoria de a ne cere iertare față de cei cărora le-am greșit și mai ales să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu pentru greșelile și păcatele pe care le-am săvârșit de-a lungul vieții sau în anul care se încheie. Totodată, începutul anului bisericesc, așa cum aminteam, este un moment în care Biserica ne cheamă să ne rugăm pentru toată creația. Ne cheamă să fim mai responsabili față de mediul înconjurător și să arătăm această responsabilitate a noastră față de întreaga creație a lui Dumnezeu. Fie că este din regnul mineral sau vegetal sau animal, trebuie să vedem în această creație un dar al lui Dumnezeu pentru noi, peste care El ne-a pus stăpâni, dar cu scopul, așa cum i-a spus lui Adam în Rai, de a o îngriji și de a o face să crească și să sporească și de a o sfinți prin harul Duhului Sfânt. De asemenea, în începutul anului bisericesc, este pentru noi o chemare de a pune început bun. Așa cum spun Sfinții Părinți din Pateric, să căutăm să punem totdeauna început bun, adică să vrem în fiecare zi să fim mai buni, să sporim în viața duhovnicească, în lupta cu păcatul, în dobândirea de virtuți și în faptele bune. Ne oferă, deci, speranța unui nou început? Da, desigur, a unui început duhovnicesc. Dacă anul nou civil este potrivit pentru planurile lumii acesteia, iată, anul nou bisericesc ne cheamă să punem început duhovnicesc vieții noastre. Părinte, din punct de vedere religios, cum putem începe cu mai puține greutăți pe suflet, cu mai puțin balast? Cum facem un bilanț din punct de vedere duhovnicesc? Putem să facem un bilanț din punct de vedere duhovnicesc raportându-ne la poruncile lui Dumnezeu. Și poruncile lui nu sunt grele, așa cum spune Sfânta Scriptură. Mântuitorul a rezumat toate aceste porunci în dubla poruncă a dragostei. Să iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Trebuie să ne raportăm permanent la această poruncă, pe de o parte atât de simplă, pe de altă parte atât de dificil de îndeplinit, după cum vedem din viața noastră de zi cu zi. Și criteriul, iată, al judecății este tot iubirea față de Dumnezeu și de semeni, așa cum ne-a spus și Mântuitorul Hristos. Iar porunca aceasta a dragostei trebuie să fie pentru noi deviza cu care se cuvine să începem anul bisericesc spre folosul nostru duhovnicesc și pentru ca fiecare an să fie o treaptă prin care ne înălțăm mai mult către dorita mântuire. Părinte, vă întrebasem în cadrul acestei ediții care sunt sărbătorile mai mari care, să spunem așa, marchează începutul anului bisericesc. Peste câteva zile o să urmeze o sărbătoare în cinstea Maicii Domnului și dacă ne uităm un pic asupra întregului an, vedem că pe Maica Domnului o cinstim la început, sărbătoarea din 8 septembrie marchează nașterea Maicii Domnului și dacă privim peste timp, pe 15 august, adică aproape de finalul anului bisericesc, este prăznuită Maica Domnului prin cinstita ei adormire. Într-adevăr, anul bisericesc se începe și se încheie cu o sărbătoare a Maicii Domnului. Aceasta pentru că Maica Domnului a fost martoră la întreaga viață a Mântuitorului Hristos și la nașterea Bisericii. Nu pentru că Maica Domnului sau persoana Maicii Domnului ar fi mai importantă decât cea a Mântuitorului, dar pentru că, cronologic vorbind, sigur, viața Maicii Domnului a fost martoră la renașterea din nou a lumii prin Hristos. De aceea și în icoanele de pe catapeteasmă, de obicei, în cele 12 praznice împărătești, toată viața și activitatea Mântuitorului este cuprinsă între nașterea Maicii Domnului și adormirea Maicii Domnului. Și iată, prin aceasta noi o cinstim în mod special pe Maica Domnului, pentru că o și numim adesea ușa mântuirii. Și iată că, în felul acesta, prin sărbătorile anului bisericesc, Maica Domnului este și cea care ne deschide ușa anului bisericesc și ne dă speranța că, prin rugăciunile ei, vom merge până la sfârșitul celuilalt an și vom rămâne sub acoperământul ei până la
un nou început, desigur, după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, care va încheia anul bisericesc. Biserica, în felul acesta, o cinstește în mod special pe Maica Domnului și așezarea acestor sărbători ale ei nu este întâmplătoare, pentru că, iată, în felul acesta, Maica Domnului este prezentată ca martoră a mântuirii și ca mijlocitoare pentru mântuirea lumii și pentru mântuirea noastră. Părinte Arhimandrit, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la Cuvânt pentru Suflet. Iată, la câteva zile după începutul anului bisericesc și ne-ați vorbit despre acest început și despre anul bisericesc, vă rog să-mi dați voie să vă spun la mulți și buni ani, pentru că este începutul anului bisericesc și dumneavoastră, dar și dragilor telespectatori care ne privesc. Să ne dăruiască Dumnezeu ani buni și folositori spre mântuire. Vă mulțumim încă o dată și vă mai așteptăm cu drag la Cuvânt pentru Suflet. Mulțumesc! Pentru că ați venit la început, sper să veniți tot anul. Doamne ajută! Vă mulțumim! Dragi telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată acestei ediții. Așa cum i-am spus și Părintelui Arhimandrit, vă spun și dumneavoastră la mulți și buni ani, la acest început al anului bisericesc și vă dau întâlnire tot aici, la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet, în ediția de luni.